toate că este promovat de premisele festivalului Untold și de altfel a fost organizat de aceeași echipă, Never See ar putea marca o premieră negativă la malul mării. Lipsa autorizațiilor din partea Apelor Române, cei care administrează plaja din Constanța, unde vor fi găzduiți mii de oameni, dar și labirintul ce se așterne până la locul unde ar trebui să fie scena, ridică mari semne de întrebare. Pe lângă o evacuare de urgență vizibil obstrucționată, dacă este să aruncăm o simplă privire a hărții locației, se pune și problema lipsei de spațiu alocat serviciilor de la ambulanță și pompieri, dar și a celorlalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice. În plus, festivalul de muzică electronică va avea loc la câțiva metri de balcoanele și ferestrele locuitorilor din zonă, încălcând astfel delimitarea privind regulile de volum sonor ale unui astfel de eveniment. Rețeta de succes a mulțimii uriașe de turiști care invadează litoralul în fiecare vară s-ar putea transforma într-un complet fiasco.